La începutul anilor 2000, RAEDPP Constanța a fost de acord să cedeze grupul sanitar pe care l-administra în parcul Tomis 2 unei societăți comerciale care a deschis o cafenea. Clădirea a fost dată societății în concesiune pentru o perioadă de 20 de ani cu condiția ca aceasta să asigure în continuare funcționarea toaletei publice. În 2019, când RAEDPP ar fi trebuit să-și recupereze clădirea, reprezentanții regiei au avut o mare surpriză. Concesionarul nu numai că o intabulase, dar o și ipotecase la bancă. Noi nu trebuie să uităm că regia are și un caracter public. Din păcate, la acest moment, din cauza unei administrări defectuoase a acestei regii, ne situăm în arhaismul civilizației. Este mare păcat că noi nu reușim să asigurăm caracterul public prin simpla utilizare a acestor WC-uri publice. Revenirea clădirii la RAEDPP ar fi însemnat automat și însușirea ipotecii în valoare de 100.000 de euro, lucru inacceptabil pentru regie, care a notificat societatea pentru rezilierea contractului fără preluarea datoriei. Din păcate, la acest WC din Tomis 2, din parcul de la Tomis 2, au fost făcute aproximativ 4 sau 5 controle și de către noi și de către poliția locală niciodată n-a fost găsit deschis. Prin urmare, am notificat agentul economic care este într-un contract de asociere cu noi că noi denunțăm unilateral contractul. Are 30 de zile agentul economic să ne predea spațiul. Dacă firma nu va preda spațiul în 30 de zile, conform notificărilor, iar litigiul nu se va rezolva pe cale amiabilă, RAEDPP se va adresa instanței de judecată.